care să dovedească acest lucru. Îl rog foarte mult să dovedească acest lucru. Nu este un calcul făcut nici de PSD, nici de alte. E un calcul făcut pur matematic, de câte ingineri, câte persoane de specialitate. În cazul în care s-ar aproba un astfel de tarif ajustat la gigacalorie, considerați că o astfel de măsură este una populară? Una care să fie suportată de cetățeanul care locuiește deci, la loc? Îmi pare rău să văd că întotdeauna cetățeanul este cel care suferă, dar se pare că de-a lungul timpului, prin aceste metode, care nu au fost, au fost amânate, să zic așa ceva. Deci din 2011 trebuiau anumite creșteri și la toate tarifele nu s-au făcut probabil pe criterii politice și acum s-a ajuns la capăt, zic eu. Deci considerați că o astfel de măsură este... Dacă această măsură s-ar fi luat de-a lungul timpului încet, cum ar fi trebuit să fie o creștere normală, naturală, atunci nu s-ar mai fi resimțit, dar noi stăm până în ultima clipă să treacă 5-10 ani și o dată venim cu barda. Automat se vor da bugete peste capul toate familiile. Nimeni nu se aștepta. Și aveți vreo soluție pentru a... Deci, primăria față, poate să subvenționeze... Deci nu, în momentul de față nu avem o soluție, ci ne gândim la niște soluții ajutătoare. Nu pot să mă pronunț în clipa de față cu siguranță exact ce, dar ne vom gândi. Este păcat că toate măsurile bune, rele, scumpiri, creșterii, scăderi de tarife, toate sunt puse pe seama politicului. Dacă un lucru costă 10 lei când îl cumperi de la magazin și îl vinzi, nu poți să-l vinzi cu 9 lei, că ieși în pierdere, îl vinzi cu 10 lei și un ban, așa? Și gazele, care ați văzut, s-au mai scumpit între timp. Am zis, calculul e făcut pe păcură. Dar de ce nu a spus acest lucru acum un an, acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani? Brusc, acum și-au adus aminte. Eu nu sunt încă sigur și sper să avem o discuție și cu RSP-ul și cu Comisia de Utilități să ne mai explice odată. Dar nici de cum să facem politică pe seama oamenilor.